este, iar Evi este alături de noi în această dimineață la Star Matinal. Bună dimineața, frumoasa noastră creață, așa cum îmi place mie să-i spun. Bună. Ce machiaj pregătim pentru 1 mai? Deja fetele mele sunt disperate. Nu știu ce culori, ce să poarte, cum să poarte. Vreau să radiez așa în bătaia vântului și a valurilor. Se duc pe zi la un grătar, la iarbă verde și seara la club. Păstrează același machiaj sau nu? Da, trebuie să-l fac să arate bine și ziua și seara, să dea și bine în poze. Da. Și, bine, și să reziste și până să dimineața. Reziste, da. Aia e cel mai important. Da. Așadar, ce propui, Evi? O să-i fac așa un machiaj mai glamour, o să-i pun în evidență ochii, o să-i adaug niște nuanțe de nude, da? Da. Să nu o bubui, doar îi fac, o să-i fac un eyeliner, o să mă axez foarte mult pe gene. O să-i fac foarte puțin contouring și... spor la treabă, cum s-ar spune, nu? Îmi place că ai zis să nu o bubui, pentru că am văzut că multe fete, când merg la acele petreceri celebre de pe plajă, au ochii cât cepele. Da, o să... stil panda. Exact. Și nu se mai poartă. Nu, nu se mai poartă. Tocmai o să-i fac un machiaj mai soft. Uh-huh. Dar până să te apuci de machiaj, nu să ciocni și noi un nou, pentru că suntem în a treia zi de Paște, te rog. Așa, Nati? Da, da, da. Hai, iau un nou de aici. Îl iau pe ăsta verde. Așa, iau și un nou imediat. Eu vreau să dau cu Evi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și invers? Adevărat a înviat. Bun, te-am mai... spart. Uite, o să ți-l pun eu deoparte și o să ți-l iei apoi. Hai să vedem, Natalia. Hai mai mult noroc. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai încă o dată rapid. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Perfect, bun. Acum că am spart și am ciocnit și ouăle de Paște în a treia zi, hai să-i dăm drumul și la machiaj. Cu ce începe, Mevi? Cu ochii. Dar după pauză vom continua machiajul tău, așadar trebuie să le dăm puțin timp și spațiu doamnelor care ne privesc să-și ia machiajele în fața televizorului, să machieze odată cu tine, că noi facem aici un curs de automachiaj, da, mai mult, nu? Da. Perfect. Ne întoarcem după pauză. Rămâneți cu noi, așa, Zaia?